Domnului Oameni, mi-a zis Mihaela, sunt la compania surpriză la domiciliu pentru dumneavoastră o torte. Mulțumesc. O sticlă de șampanie. Șampanie. Și un buchet de flori. O dau soției. Așa. Vă dați seama din partea cui surpriza? Da. Acum și aflăm. N-am uitat, frate, mai mare, țin eu minte, frățioare, că ești badea cel mai mare. Grija badiei mi-ai purtat și pânica și lăptica tu mi-ai dat. M-ai purtat la inimioară, ca pe o scumpă și mai mică surioară. De aici, din depărtare, îți trimit vreo câteva cuvinte calde de felicitare, să-ți doresc multă, multă sănătate, că mai scumpă decât toate. Să ai o bătrânețe ușoară alături de familie și nepoți, care te iubesc nespus de mult. Și mă alăturez și eu cu împlinirea celor 68 de ani. Să știi că nu te uit, că pentru mine ai fost ca al doilea tată și niciodată nu te uit și te simez din inimă și suflet. Și de aceea vreau să-ți fac cât de cât o mică surpriză. Cu tot respectul și din partea mea să-ți spun că te iubesc mult și mă gândesc la voi în orice clipă. Te sărut cu drag. A ta soră Luba din Israel. La mulți ani! Mulțumesc! Cât spune doamne Luba un mesaj? Și ei, mulțumesc și eu nu pot. Noi mulțumim și dorim sănătate, să fie sănătoasă, dacă s-a dus departe de la casă. Au crescut copiii, au plecat mai departe, dar fii sănătoși, să întoarcă acasă, să trăiască și el acasă Icar, s-au făcut-o de muncă Icar, prin străinătate. Și să aibă grijă de nepoți, de fișori, de norori și sănătate să aibă. Altceva și-i dorim. Și mulțumim de cadou, de stimă, vă mulțumim și dumneavoastră, că așa stimă ne-a plăcut și e, și dumneavoastră. Trăim cu tăție, să avem sănătate și bucurie în familie. Dar cum unii v-au găsit? Cum de-o ajuns? Doriți să fie, îi găsesc. Mulțumim. Mulțumesc din partea surorilor voastre, vezi din părtare. Mulțumesc, dă Doamne ei sănătate să vii sănătoasă, dar uneori chiar îți bucuros. Ați rămas în sănătate. Chiar îți bucuros.